cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, vineri, cafeaua de dimineață, subiecte gârlă, interesante, dar și de discutat un pic, pentru că nu-i așa. Ieri am avut ședință de Consiliu Județean, azi avem ședință de Consiliu Local. Ieri, domnii de la Consiliu Județean au hotărât, printre altele, că ei sunt oameni cu mari responsabilități, au hotărât, printre altele, că trebuie ca această instituție plină de profesioniști, cum spunea chiar conducătorul ei, domnul Ionel Arsene, cu oameni care își fac treaba impecabil, sunt pregătiți până în măduva oaselor să apere interesele județului. Deci această instituție, revenim, închidem paranteza acolo, da, are nevoie de un avocat care să o reprezinte în lupta pentru recuperarea prejudiciului după ce podul de la Luțca, năbădăios, n-a vrut să mai rămână pe locurile pe care era și s-a prăbușit cu tot cu fibra de carbon sau cum se chema aia, soluția tehnică nouă prezentată acolo. O să spuneți, păi e normal, da, domne, este absolut normal ca cei din Consiliul Județean să încerce să recupereze prejudiciul. Problema este de ce trebuie un avocat. Păi ca să vedeți de ce trebuie un avocat. Pentru că specialiștii din Consiliul Județean, deci celebrii specialiști din Consiliul Județean de la Direcția Juridică, sunt extrem de ocupați cu treaba lor. Și ne spune domnul Chitic în proiectul de hotărâre că, ne zice, băieții ăștia au treabă. Unul dintre ei se ocupă de tot ce înseamnă acte pentru astea, făcut contracte. Deci el asigură acuratețea contractelor. Printre aceste contracte asigurate de acest domn, este și contractul pentru respectiva lucrare. Deci grupul de lucrări mare plus lucrarea respectivă de la Luțca. Ei bine, dacă contractele astea sunt făcute beton, nu mai era nevoie de niciun fel de discuții apropo. Da, mergeam în instanță, am un contract beton, câștig, recuperez prejudiciu și nu am niciun fel de problemă. Corect? Corect. Ei, nu. Acest specialist probabil că a introdus în contract și acea clauză de arbitraj care se pare că depășește competența juriștilor din Consiliul Județean. Mergem mai departe. Deci, unul se ocupă de contracte, doi se ocupă de hotărârile de Consiliul Județean. Adică ei trebuie, vezi, doamne, să urmească fiecare hotărâre. E corect. Mai sunt trei care reprezintă instituția în instanță pe 520 de procese. Și ăștia, pe lângă asta, mai trebuie să asigure servicii juridice pentru societățile sau instituțiile care răspund de Consiliul Județean, care la rândul lor au juriști, dar și ăia sunt depășiți în competențele lor și apelează la juriștii de la județ, care și ei sunt depășiți în competențele lor de avocați. Deci, una peste alta, avem niște juriști care au nevoie de ajutor. O să spuneți ce atâta tevatură, trebuie recuperat prejudiciul. Da, de acord cu dumneavoastră, trebuie recuperat prejudiciul, dar problema este alta. Am avut o ședință ordinară după nu știu câte ședințe online. S-au întâlnit oamenii în ședință. Înainte de ședință, PNL-ul Războinic a trimis un comunicat despre Arsene, care vrea să-și angajeze avocați. Ne așteptam ca în timpul ședinței, acolo unde regulamentul o permitea, să se ridice cineva în picere,
sau să vorbească de pe scaun, apăsând pe butonul ăla ca să audă în sală, și să spună: domnule președinte, a trecut atâta timp de când a picat podul. Ne puteți spune și nouă, vă rugăm frumos, care e situația? Ne faceți o scurtă informare? Ne spuneți și nouă de ce Consiliul Județean a participat activ la inaugurarea festivă a podului și a închis ochii la faptul că s-a dat drumul la circulație și acum ne spuneți că e bine să angajăm un avocat? Care ce să spună? Noi, Consiliul Județean, vrem banii înapoi, dar noi, Consiliul Județean, am fost de acord să se dea drumul la lucrări, să se dea drumul la circulație, considerând că podul este stabil. Și dacă tot suntem la capitolul ăsta, vreau să vă citesc din raportul făcut de domnul Chitic ca să poată achiziționa un avocat. Și acolo, în hârtia respectivă, scrie cam așa, că obiectivul reabilitare pod este unul din obiectivele de investiții de interes județean care fac obiectul acordului contractual numărul, încheiat cu asociere de agenți economici, etc., etc. Autorizarea de construire a fost emisă de primarul comunei Sagna pe 22.06.2020. Deci 22.06.2020. Ordinul de începere a lucrărilor pe 23.07, spun oamenii ăștia de la Consiliul Județean. Durata de execuție 24 de luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Proiectul tehnic întocmit de societatea comercială Alido Proiect SRL, lucrările executate de societatea comercială Darkon SRL. Mai spun cei de aici că podul a fost predat constructorului pe perioada de execuție a lucrărilor. Corect. Și acum urmează o frază care sună foarte urât, autoincriminare. Deși Darkon SRL a anunțat încheierea lucrărilor și a solicitat convocarea Comisiei de Recepție, nu a prezentat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției, capitolele A, B și C. Astfel, lucrările nu pot fi considerate terminate și, în consecință, nu putea fi organizată recepția la terminarea lucrărilor. Spune Consiliul Județean acum. Păi dacă lucrările nu pot fi considerate terminate și nu putea fi organizată recepția la terminarea lucrărilor, stimați tovarăși și prieteni din Consiliul Județean, de ce s-a organizat panglici, BNR și după aceea hai circulați pe pod? Cu prezență de la Consiliul Județean acolo. Asta sună pute a autodenunți. Bine, eu sunt convins că cei care au scris hârtiile astea nu și-au dat seama de asta. Pentru că ei au încercat aici să acopere partea de Consiliul Județean, adică vezi, doamne, dar consul a anunțat încheierea, dar au venit și nu s-au putut. Dar noi ne-am dus acolo și am inaugurat podul. Și am dat drumul să circule. Da, acum trebuie și un vinovat. Cum se poate apăra un avocat, cum poate apăra un avocat instituția în cazul ăsta? Nu mai spunem că Bașca, dacă vin cei de la Darkon și spun, păi au venit ăla și ne-au spus să intrăm și să facem. Deci cam așa stau lucrurile. Și atunci întrebare. Dacă onor consilierii locali care nu fac parte din majoritate oficial au citit aceste lucruri, cum nu s-a ridicat niciunul să întrebe, domnul președinte, păi cum e treaba asta? Cum e aici? Păi nu s-au ridicat dintr-un motiv simplu. Cu excepția a 2-3, toți ceilalți au intrat în jocul tradițional al alianțelor neoficiale
care au condus județul Neamț de-a lungul anilor. Adică, întotdeauna a existat o colaborare între partide pe interese specifice, personale sau de grup. Și această colaborare nu s-a făcut în folosul județului sau al comunităților locale. S-a făcut în folosul unor grupuri sau persoane. Și așa a fost de-a lungul istoriei, hai să-i spunem, democratice a acestui județ de după 1990, deși când spui Neamț și spui democrație, lucrurile par să se bată cap în cap. Avem o groază de exemple de coabitare între dușmani declarați. Coabitare pe care nu o vedem decât atunci când ajungem la voturi. Acum, de exemplu, consilierii PNL au votat împotriva acestei... Ok, au îndeplinit un ordin de partid. Dar știau că votul lor este degeaba. Ce puteau să facă? Puteau să ia cuvântul și să întrebe pe rând fiecare același lucru. Domnule președinte, dacă în raportul de specialitate pus la dispoziția noastră scrie negru pe alb că Dar Consărele a anunțat încheierea lucrărilor și a solicitat convocarea Comisiei de Recepție, dar nu a prezentat documentele necesare întocmirii cărții tehnice, a construcției, capitolele A, B și C. Și lucrările nu pot fi considerate terminate și, în consecință, nu putea fi organizată recepția la terminarea lucrărilor, de ce v-ați dus dumneavoastră cu alai, fotograf, drone, ca să-i dați drumul la circulație pe pod? Și dacă nu-i răspundea la unul, se ridica următorul consilier, care are dreptul să ia cuvântul. Să întrebe, domnule președinte, dacă SECE Dar Cons a anunțat încheierea lucrărilor și a solicitat convocarea, bla, 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 și nu puteau fi considerate, de ce v-ați dus acolo? Nu îi răspundea nici lui ăsta, îi dădea cuvântul la următorul. Și așa, opiniunea publică, atâta cât mai există, și-ar fi dat seama că există o opoziție adevărată. După aia se ridicau și cei de la USR, poate se ridica și vreunul de la PSD, mai știi, să întrebe același lucru, că și ei sunt îngrijorați de situația asta. Pentru că lucrăm cu materialul clientului, adică cu hârtia pusă în mapa consilierilor, în care domnul Chitic, care este un specialist în domeniul acesta, ține minte drumul terminat așa în deal, brusc și dintr-o dată, a venit și a spus... Dar Cons nu are documentația și nu putea fi făcută recepția la terminarea lucrărilor. Păi și atunci, bă băieți, ați făcut opoziție, ați votat împotrivă. Foarte frumos. Dar de ce n-ați întrebat nimic? Și apropo de întrebări, de ce n-a întrebat nimeni? Dom'le, ce se întâmplă, domne? Cum a plecat, domne, administratorul public al județului în Vegas? A făcut vreo informare? Când s-au dus în Egipt cu hoarda, au făcut o informare. Când s-au dus nu știu unde, au făcut o informare. În Chișinău, parcă, nu? În Chișinău. Au făcut o informare. Cum era ea? Dar au făcut-o. Aici, de ce? Pentru că de aceea. Pentru că nu e așa, poate într-o viitoare excursie vor fi cooptați și oameni din arcul opoziției active din Consiliu. O să spuneți că suntem răi, că oricum degeaba vorbeau și că nu se întâmpla nimic. Nu, nu vorbeau degeaba. Demonstrau că există, demonstrau că citesc hotărârile, că îi doare pentru județ și că
Ionel Arsene poate fi întrebat la fiecare proiect de hotărâre de orice consilier cu privire la respectivul proiect. Este foarte ușor să trimiți comunicate în presă, impersonale, dar cu atacuri directe, fără ca în locurile în care te poți manifesta, adică ședințele de Consiliu Județean, să o faci. Asta e. În timp, poate o să începem un serial de emisiuni, Marea Cooperativă din Neamț din 1990 până la zi. Cum a funcționat ea și cum a făcut ea rău județului în loc să-i facă bine? Că am avut cooperative și în alte județe. Și sunt cooperative și în alte județe. Dar care acționează în folosul județului, bine, și al lor personal. Dar se văd lucrurile în județul respectiv. Și când fură ăia nu fură, cum să vă spun eu, la modul ăla primitiv. Facem un contract mamut, dăm acolo totul și după aceea rezolvăm lucrurile. Nu fură în modul primitiv. Da. Cam asta e cu ședința de Consiliu. Așteptăm azi cu nerăbdare ședința de Consiliu local să vedem dacă se adună lumea, dacă va fi majoritate. Așteptăm și o conferință de presă după aceea să vedem dacă se iau banii, ce se fac cu ei. Pentru că am văzut în documentele puse la dosar cam ce se dorește să facă cu banii care ar rămâne după ce se plătește datoria, adică 20 de milioane, dar nu e foarte clar ce se întâmplă cu ceilalți bani până la 60 de milioane, care teoretic nu s-ar plăti. Adică și practic probabil nu se vor plăti. O pauză comercială 40 de minute, tragem aer în piept și bem o cafea, după care revenim imediat cu un subiect, cum s-a rupt podul de flori în județul Neamț. Sunt aici, sunt, cum să vă spun eu, pus la punct din secundă în secundă. Deci, atenție, nici n-am avut timp să beau o gură de cafea, atenție. Deci, cu tristețe profundă, anunțăm distrugerea podului de flori de la Rosnov. După o ședință de Consiliu local, unde este un primar PNL, cu o majoritate ostilă, eu pun ghilimele la ostilă, PSD plus Pro-România, aici putem citi familia Ciubotaru, a ajuns în situația în care primarul să rămână fără administrator public al orașului. E interesant așa de discutat, pentru că Rosnovul este un exemplu de administrație publică locală care și-a depășit limitele, și nu mă refer aici la realizări, ci la modul în care comuna Rosnov a fost declarată oraș, forțând nota, și acum trage ponoasele. Dacă te duci în Rosnov și îi deplâng pe cei care trebuie să conducă orașul acum, dacă te duci în Rosnov și treci după aceea în comunele alăturate, o să observi că la Rosnov sunt străzi care au nevoie de asfalt, în timp ce în comunele alăturate au asfalt și pe străzile lăturalnice. Dacă te duci la Rosnov,
îți dai seama că anumite străzi fac parte, nu pot fi categorisite nici măcar drept străzi ale unui cătun. De ce? Pentru că există o moștenire cumplită acolo, există niște rețele de interese, la fel cum există și la județ, și în momentul acesta se fac jocuri. Primarul este, și eu nu mă feresc să folosesc cuvântul, hai să spunem, aproape, șantajat să facă jocurile celor de la PSD. De ce? Pentru că, să nu uităm, cine a candidat la primăria Rozno? Pe cine a bătut domnul Pavel, că așa îl cheamă pe domnul primar de aici? Pe cine a bătut? L-a bătut pe tânăra speranță, fosta PPDD-ului, acum a PSD-ului, cu o funcție mare în Parlamentul României, domnul Ciprian Șerban, care se lupta la vremea respectivă cu cine? Cu domnul Ciubotaru, fostul primar, an de zile, viceprimar, a cărui fică, Mădălina Ciubotaru, este acum vicepreședinte la Consiliul Județean, după ce s-a certat cu Arsene în mandatul trecut și a dat demisia, au pus cuțitele pe masă și ea, și Tătucu, și Arsene, și s-au contract, iar acum, când națiunea, județul, planeta și galaxiile o cer, colaborează pentru binele județului, evident. Iar domnul Ciprian Șerban trebuie să asigure, să fie cureaua de transmisie care să asigure această colaborare. Pentru ei, la Rozno, cel mai simplu ar fi să-l pună la colț pe primar, ca acesta să execute tot ce spune partidul. Dar înainte de a intra în discuția asta, aș vrea să văd dacă reușesc să dau peste administratorul public al județului, nimeni altul decât Gheorghe Triboi, fost director la Publiserv, venit din Republica Moldova, de aceea am și spus despre podul de flori rupt la Rozno, culmea de către PSD pro-România. Bună dimineața, domnul Triboi! Bună dimineața! V-ați băut cafeaua? Da. La primărie? Nu, am o zi de concediu astăzi. Nu sunt la deci aveți concediu. V-au trimis în concediu, ca să zic așa? Da. Dar mi-am scris o cerere înainte, ca să nu... Ca să nu încurcați. Ce s-a întâmplat acolo, domnul Triboi, și care este explicația dumneavoastră? Știți cum e? Așa cum spun... cum spune opoziția sau o majoritate care s-a format în jurul PSD-ului, să spunem așa, ei au zis că n-au nimic cu mine, sunt prieteni cu mine chiar, dar sunt victimă colaterală. Dar facem un film, îl aducem pe... Cine era la colateral? Nici nu mai știu cine era actorul principal. Viorel, cine era? Da, nu mai țin minte cine era actorul principal, dar n-are importanță. V-ar prinde bine un film la Hollywood cu personajul dumneavoastră în rol principal? Parcă îmi dau seama cine ar fi ucigașul plătit aici. Nu știu. Da. În rest, acolo, eu n-am înțeles niciodată de ce este un război continuu de câțiva ani. Acum îmi dau seama că, într-adevăr, de exemplu, primarul Pavel Vasile a venit și a deranjat. Și a deranjat niște lucruri care până acum nu mergeau deloc, dar pentru ei, pentru, mă refer, aia care erau și viceprimar și primar, mergeau așa cum vreau. Mergeau brici, ca să spunem așa. Și acum când eu văd, stau acolo și îmi dau seama că noi vrem să facem ceva acolo și primarul se străduie ca să schimbăm, adică nu se poate să ai niște comune lângă tine, cum e Zăneștiu, cum e Săvineștiu, care când vorbești cu primarii de acolo îți spun că mai au un kilometru, 2 kilometri, 3 kilometri de asfaltat și tu la Rozno din 50 kilometri mai ai de asfaltat 30, atunci... Ei, ce spuneam eu înainte, nu?
Ce spuneam eu înainte. Haideți să vă povestesc. M-a sunat un respectabil domn din Rosnov zilele trecute, care reprezintă cu cinste o etnie din zonă, chiar cu cinste, omul muncește, și m-a sunat și a spus așa: domnul Bălănescu, nu vreți să mergeți cu mine un pic pe niște drumuri din Rosnov până să trecem în cealaltă comună, în comunele de alături, să vedeți cum arată drumurile acolo și cum arată drumurile în oraș? Deci, aici este problema. Am primit cine erau în actorii principali în film. Da, nu, vă fac inimă rea dacă vă spun cine sunt. Nu-l văd pe niciunul să vină să joace rolul lui Ciprian Șerban, de exemplu, sau al lui Ciubotaru. Sau al lui Mădălina Ciubotaru, sau chiar al dumneavoastră. Dar poate găsim un actor din Republica Moldova și-l aducem ca să aibă și accentul. Da. Ideea e că îi deranjează, adică eu ce pot să spun, de moment ce un consilier local are niște probleme cu construcții construite pe domeniul public, alt consilier PNL de data asta, tot la fel, are niște probleme cu terenuri, altul este angajat consilierul personal al Mădălinii Ciubotaru la Consiliul Județean. Cum adică? Cine? Despre cine e vorba aici? Chiar nu știu. Un consilier PNL, consilier local, un consilier local Rosnov, este angajatul consilier personal al Mădălinei. Dar cum îl cheamă? Nu vă supărați, chiar n-am urmărit. Eu știam că acolo este altcineva la doamna angajată, dar știți cum e, acolo chiar nu pronunț numele că mi-e frică. Da, Ciocoiu Alin. Ciocoiu Alin. Înseamnă că e un tânăr de viitor dacă este acolo. Exact. Cine ajunge pe mâna Mădălinei Ciubotaru ajunge bine. Ajunge bine. Da. Atunci, înțeleg că sunt o victimă colaterală, nu mă deranjează să zicem ce s-a întâmplat acolo, pentru că, într-adevăr, nu Consiliul Local propune administrator. O schimbare organigramii între în atribuții primarului. Primarul, dacă propune, într-adevăr, prefectura poate da acces de legalitate pe hotărârea asta de Consiliul Local care a fost votată. Dar oricum, eu mă voi îndrepta în instanță, nu contencios. În contencios. Aveți experiență dumneavoastră cu contenciosul, exact. Dacă mi-aduc eu bine aminte. Da. Problemă, și de o parte și de alta a contenciosului. Exact. Da. Domnul Triboi, pentru că m-ați provocat și ați amintit de mafia de acolo, eu vă spun dumneavoastră la revedere ca să nu vă bag în această discuție, deși ar trebui să vă bag, să vă întreb de ce nu actuala administrație n-a sesizat lucrurile pe care le spuneți dumneavoastră acum, apropo de consilierul cu tare, de consilierul cu tare. Adică pe față, că altfel nu se poate, știți? Când ai 30 de kilometri de asfalt nefăcut și vrei să-i faci și ți se pun condiții ca să-ți treacă proiectele, la un moment dat trebuie să ieși și să spui că nu se mai poate. Deci, să le spunem acum, deci primarul Pavel va acționa și el a fost spus în anumite emisiuni aceleași lucruri. Într-adevăr, deci acolo părerea mea că nu este lăsat, dar eu cred că în final primarul va reuși și împreună vom asfalta cel puțin 10 km acum că vom asfalta din Rosnov și până la finalul mandatului, până în 2024, vor mai fi încă 10 km. Adică sperăm că 15 km să fie gata până în 2024. Asta este un lucru cel mai bun. Restul, ce se întâmplă, nu contează chiar. Da, am înțeles. Vă mulțumesc și vă rog să rămâneți. Dacă în timp ce vorbesc simțiți nevoia să interveniți, puteți să mă sunați pe fața. Okay. Mulțumesc tare. Da. O să-l rog pe domnul Bogdan să pună o imagine pe ecran. Te rog frumos, poți să o pui pe tot ecranul. Nu poți, nu? Nu poți. Deci, această imagine aflată pe ecran arată schița unui, să-i spunem, obiectiv economic din Rosnov, care probabil că face parte din zona
Horeca, așa își dorește, care sus, pe care sus apare un nume, proprietar Hodor Constantin și Hodor Gabriela Lăcrămioara. Reușești? Ai reușit. Domnul Hodor Constantin, cu onor și cinste, a fost viceprimar la Rosnov, pe timpul cu aceeași onor și cinste primar Ionel Ciubotaru și șeful PSD din Rosnov. Ce vedeți dumneavoastră colorat și hașurat este proprietatea. Ce vedeți alături, lângă, sunt limite ale proprietății depășite și folosite de domnul Hodor. Suprafața în acte, scrie pe acest document, este 602 metri. Suprafața măsurată, 849 de metri pătrați. O să spuneți, ei și ce? Păi, ei și ce? Această împroprietărire cu ghilimele s-a făcut pe vremea când domnul Ciubotaru era primar. Domnul Hodor, viceprimar. Unde? În buza, ca să ne exprimăm așa, în buza talciocului, că nu poți să-l numești altceva, de la Rosnov. Acolo. Unde se câștigă bănuțul gros cu sau fără casă de marcaj. De ce domnul Ciubotaru n-a făcut niciun fel de demers pentru ca opozantul său politic de atunci, domnul Hodor, să pună la dispoziția primăriei terenul ocupat ilegal? Pentru că de aia. Pentru că nu-i așa, noi ne certăm dacă cooperăm și dacă nu, să vină altcineva să spună treaba asta. Nu eu, că eu sunt preten cu el. Ne mai întâlnim la o afinată, la o vișinată. Chiar dacă Arsene mă înjură și îi spune lui ăsta să mă belească în ședințe, noi ne înțelegem aici. Și s-a ajuns acum. A venit domnul Pavel. Cartoful fierbinte este în mâna lui. Poate să facă ceva cu ostilitate, cu o majoritate ostilă, al cărei șef este neoficial, domnul Ionel Ciubotaru, împreună cu consilierii PSD. Păi eu știu, poate să facă un denunț penal, poate să facă demersurile pentru intrarea în legalitate. Cine este funcționarul din primăria Rosnov care se ocupă de lucrurile astea? O doamnă, o onorabilă doamnă, a cărui soț este, dacă nu mă înșel, un politician local cu rădăcini adânci în Consiliul Local. Deci, poate doamna, teoretic, ar trebui să o facă după lege. Dar dacă o face, probabil că are necazuri acasă. Sau la partid, care nu-i partidul primarului. Deci, cam așa stau lucrurile la Rosnov. Domnule prefect, când veți primi această hotărâre de la Rosnov, gândiți-vă și la ce v-am spus acum. Puteți folosi această schiță ca un punct de plecare pentru corpul dumneavoastră de control să analizeze ce s-a întâmplat din punct de vedere administrativ în Rosnov, numai pe această speță, după care puteți dumneavoastră sau cei care vă raportează lucrurile acestea să ia declarația domnului Triboi că mai este un consilier care are probleme de genul acesta. Să trimiteți acolo niște oameni să verifice și dacă e adevărat că domnul Hodor ocupă 200 și ceva de metri în jurul spațiului său comercial pentru activități comerciale, înseamnă că trebuie luate măsuri. Cineva trebuie să sesizeze organii de control să vadă dacă nu cumva acolo, pe această activitate,
s-au încasat niște bănuți și a fost prejudiciat orașul Rožnov. Apropo de prejudiciat orașul Rožnov, poate cineva se duce și vede și cum se desfășoară lucrurile în Talciocul de la Rožnov, că nu altfel poți să-l numești. Și pune un pic de ordine și pe acolo. Deci, acestea fiind zise, oameni buni, vă spun că în Rožnov, ca și în Piatra Neamț, ca și în Roman, ca și în Piatra Șoimului, ca și la nivel de județ, funcționează aceste rețele oculte, mai puțin oculte, la vedere, care lucrează doar în folos propriu. Nu au nicio treabă cu binele localității. Că dacă am avea treabă cu binele localității Rožnov, am putea spune că orașul Rožnov ar trebui să fie reprezentat cu cinste și în domeniul sportului. Au o bază, spun, teren care e în paragină, își bate joc lumea de el, se fură gardurile, se fură tot. Ar putea să fie reprezentat cu cinste și în alte domenii. Dar, din păcate, zeci de ani de inactivitate și de șmecherii acum se întorc împotriva rosnovenilor. Dar poate că s-au obișnuit și ei cu asta. Și le place. Să fiți iubiți, să fiți sănătoși, nu uitați, sunteți pe cont propriu, aveți grijă de voi.